Zona de nord a capitalei va avea o bază sportivă la standarde internaționale. Dan Tudorache, primarul sectorului 1, și Florin Florea, președintele Federației Române de Atletism, au pus bazele unui protocol de colaborare privind modernizarea stadionului tineretului Iolanda Balașoter. Va fi o zonă dedicată sportului. N-aș vrea să anticipez că săptămâna viitoare vom mai semna un protocol cu Federația Română de Rugby, dar vreau ca acea zonă, eu așa țin minte, de mic fiind, era o zonă preponderent sportivă, acea zonă a tineretului. A fost o perioadă când cineva a vrut să pună mâna pe ea, bine că n-a reușit, și în continuare copiii din București, din sectorul 1, sper să se bucure de acea zonă și să facă sport și mai ales de performanță. Copiii trebuie să facă sport. Eu am făcut sport și consider că un copil care a făcut sport e de dor câștigat. Ajunge mai târziu să aibă probleme medicale și să dezvolte armonios. Este o bază sportivă dedicată sportivilor și locuitorilor sectorului 1, copiilor din sectorul 1. Pot aloca 15 milioane de euro pe proiecte de infrastructură și o voi face. Dacă va fi necesar necesarul federațiilor, că eu în general cu federațiile vreau să încheie aceste protocoale, pentru că așa consider că, așa cum am și spus, au fost și cluburi private care au venit și au solicitat bani de la primărie, dar eu zic că, în primul rând, statul voi ajuta, mă refer la bazele sportive și eu zic că dacă faci o bază sportivă, pot veni mai multe cluburi să antreneze sau să beneficieze de acea bază sportivă. Deci vom aloca în infrastructură. Finanțarea lucrărilor de modernizare a pistei de atletism, a tribunelor, precum și a celorlalte instalații conexe bazei sportive, va fi realizată de către primăria sectorului 1 de la bugetul local. Deja începem cu Federația Română de Atletism. Eu banii am. Cât de repede ne mișcăm, știți, e un privilegiu aici la sectorul 1. Banii avem, putem investi. Important e să facem și aceste proiecte, conform legii, să respectăm litera legii și noi vom investi. Totodată, Federația Română de Atletism va face selecție și inițiere în atletism în rândul elevilor din școlile de pe raza sectorului 1 și va oferi posibilitatea ca unitățile de învățământ din zonă să poată desfășura orele de educație fizică pe stadionul de atletism din cadrul complexului sportiv Iolanda Balașoter.